Doamna ministru, una dintre cele mai mari probleme, una dintre cele mai mari așteptări, pentru că sunt aproape vreo 6 milioane, nu? De pensionari. 5 milioane. Ce informații sunt și ce puteți să spuneți despre noua lege a pensiilor, care înțeleg că e gata? Este gata, că ați fost unul dintre puținii jurnaliști care a avut-o în mână și ați văzut că este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuală sunt că trebuie să facem cât mai multe simulări, astfel încât să nu avem niciun fel de sincopă în momentul când ieșim cu prezentarea acestei legi, care știm că este foarte așteptată. Pe de altă parte, noi am aplicat programul de guvernare exact cum scrie în litera lui încă din perioada campaniei electorale, și vreau să vă spun că nu am ținut cont de faptul că nu avem o nouă lege a pensiilor ca să facem niște lucruri care au dus deja la majorarea pensiilor. Și când spun asta, mă refer la faptul că anul trecut, de exemplu, punctul de pensie a crescut cu 15%, dar concomitent cu asta am eliminat CSS-ul din toate pensiile din România. Vă aduceți aminte că în anul 2009, când PDL-ul și Traian Băsescu au vrut la un moment dat să taie 25% și din pensii și nu au fost lăsați de Curtea Constituțională, au găsit totuși niște variante ca să scadă pensiile, și una dintre acestea a fost să introducă CSS-ul în toate pensiile, pe care noi l-am eliminat. Ei, de fapt, atunci le-au tăiat prin impozitare. Exact. Nu i-a lăsat Curtea să taie pensiile. Corect. Și le-a impozitat. Dar tot la, adică e același lucru, da. E bine, noi am eliminat CSS-ul din toate pensiile. Mai mult decât atât, anul trecut la pensiile sub 2000 de lei am eliminat impozitul, care a ajuns la 0%, iar anul acesta, la pensiile peste 2000 de lei, impozitul a scăzut de asemenea de la 16% la 10%. Dar haideți să dăm și niște exemple. Văd că avem deja niște cazuri pe ecran, să vedem cum au crescut pensiile. De exemplu, în 2016, pornim de la o pensie care era în plată la 2073 de lei. În luna ianuarie crește punctul de pensie și crește și pensia la 2181. Apoi în luna februarie vedeți că deja dispare contribuția de la sănătate și impozitul se calculează cu 0% până la suma de 2000 de lei, și iarăși avem o creștere de 2396 de lei pensia. Apoi în iulie 2017 crește de asemenea punctul de pensie și ajunge la 2583, iar în ianuarie 2018 se înregistrează de asemenea o creștere tot din cauza impozitului, care scade la 2625. Deci o creștere anul trecut la o pensie de 2000 de lei a fost de 552 de lei. Poate ne mai da și un... Aici este indemnizația socială minimă, de la 400 la 520 de lei, o creștere deci de 30%, care s-a făcut pentru aproximativ 1 milion de pensionari din România. Dacă puteți să ne mai da și alt exemplu. O pensie sub 2000 de lei, 2986, vedeți aceleași etape de creștere, ajunge la 2511 lei în ianuarie 2018, deci o creștere de 525 de lei într-un an. Și o altă pensie sub 2000, 1619 lei, pornită din 2016, care ajunge în 2018 ianuarie la 2034 de lei, deci iarăși o creștere de 415 lei. Am dorit să dăm aceste exemple, sunt și taloanele aici ale pensionarilor respectiv, sigur că acestea trebuie să fie anonimizate, pentru că nu trebuie să dăm numele pensionarilor respectiv, dar
sunt taloane reale scoase de la Casa de Pensii, tocmai ca să demonstrăm toată propaganda asta mincinoasă din ultimul an de zile că nu au crescut pensiile deloc sau au crescut foarte puțin. Totuși 500 de lei la o pensie de 2000 de lei este o sumă pentru care statul român a făcut un efort să o plătească și desigur creșterile de pensie vor continua și în perioada următoare, odată pe punctul de pensie de la data de 1 iulie care ajunge la 1100 de lei. De asemenea, sunt creșteri la pensia minim garantată care a crescut anul trecut cu 30% și mai crește și anul acesta cu 30% și ajunge la 640 de lei. Deci, independent de o lege a pensiilor la care noi încă lucrăm, în sensul că facem foarte multe simulări pe câteva mii de pensii, am reușit până acum să facem simulări și facem în continuare, independent deci de această lege, vor fi creșteri în continuare conform programului de guvernare. La momentul acesta, legea pensiilor, ce s-a întâmplat cu ea? Dumneavoastră ați terminat-o și acum da, ce se întâmplă? Este finalizată, lucrăm pe trei modalități de calcul, să vedem și care sunt cele mai avantajoase și care corectează cel mai bine toate inechitățile din sistem și nu în ultimul rând, aș vrea să vă spun și care pot să fie suportate de statul român. Din fericire, ministrul Teodorovici este foarte deschis la faptul că va avea un impact destul de mare, a și recunoscut și domnia sa într-o emisiune că impactul este mare pe noua lege a pensiilor, dar mă bucur că avem totuși un ministru care este foarte dispus să găsească acești bani, exact, să găsească soluții ca să putem să aplicăm această lege. Puteți să ne spuneți cât de mare este diferența dintre, sau care este acest impact? Nu pot să vă spun care este acest impact, pentru că așa cum v-am spus, noi încă facem simulări pe trei variante de calcul și vedem la care reușim să ne încadrăm și numai pe aceea vom prezenta-o publicului, pentru că am mai făcut greșeala să prezentăm în spațiu public înainte de a avea legea transmisă Parlamentului sau măcar ordonanța de urgență transmisă la guvern și pe parcurs au mai făcut niște modificări pentru care apoi a trebuit să dăm explicații că am mințit sau, mă rog, ideea este că de la Ministerul Muncii sau de la Casa de Pensii poate să plece legea într-un fel, dar oricum ea trebuie să treacă pe la Finanțe și acolo e foarte posibil să mai fie modificări. Din cauza asta, în momentul de față a ajuns la Finanțe? În momentul de față avem deja un grup constituit cu cei de la Finanțe, dar până la impactul final, până la varianta finală, așa cum v-am spus, noi facem simulări și am făcut pe câteva mii de pensii până acum. Am avut întâlniri cu organizațiile de pensionari, chiar i-am rugat și pe dumnealor să constituie un grup de lucru, sigur, din persoane care au mai lucrat în sistem ca să vadă despre ce este vorba și la ce variante am ajuns până acum. Eu sper să putem să o prezentăm într-o perioadă cât mai rapidă de timp. Totuși, trebuie să ne spuneți ce înseamnă această lege. Dați-mi, vă rog, câteva elemente cu privire la modul în care ar putea să fie recalculate pensiile. De exemplu, o să ia în calcul acordul global, pentru că au fost pensionari care au avut al 13-lea salariu. În fine, au avut și alte drepturi în afară de acest salariu și până acum nu le-au fost luate în calcul și vrem și să le luăm încolo, și pe acestea. Cine a avut alte drepturi se vor lua în calcul? Se vor lua în calcul. Se va lua în calcul inclusiv al 13-lea salariu? Da, se vor lua toate componentele salariale pe care le-au avut și pentru care i-au contribuit până la urmă. De asemenea, pot să vă spun că va fi făcută o diferențiere între
pensionarii care au un stagiu mai mic de 10 ani față de ceilalți care au contribuit peste 10 ani, așa este și normal să fie până la urmă și m-am bucurat să constat că organizațiile de pensionare au susținut în unanimitate acest lucru. Asta nu înseamnă că cei care au un stagiu sub 10 ani de cotizare vor suferi în vreun fel, în sensul că li se va tăia din pensie. Ca dovadă că noi am crescut cu 30% pensia minim garantată anul trecut și că anul acesta o creștem din nou cu 30%, dar e important să fie o diferențiere între cele două categorii de pensionari, pentru că cei care au peste 10 ani stagiu de cotizare vor trebui să câștige mult mai mult în perioada următoare în funcție de contributivitate, desigur, să crească pe punctul de pensie, adică o diferență trebuie să existe și asta au fost cu toții de acord. Ne-au cerut de asemenea pensionarii, sigur că asta nu am luat-o în calcul până acum, ca și impozitul pe pensii să fie diferit, adică de la la pensiile mai mari să fie și impozitarea mai mare. Noi mergem pe impozitul pe care l-am stabilit anul acesta de 10% la pensiile peste 2000 de lei și 0% la pensiile sub 2000 de lei. Au fost discuții inclusiv la nivelul Uniunii Europene cu Comisarul European pentru Muncă vis-a-vis de vârsta de pensionare și am spus... Crește vârsta de pensionare? Nu crește vârsta de pensionare, rămâne exact cum este în actuala legislație. Noi am spus-o de fiecare dată că nu avem, din păcate, speranța de viață din țările Uniunii Europene ca să ne permitem să creștem vârsta de pensionare și că nu putem să facem asta. Sigur, există și o directivă a Uniunii Europene în acest sens, dar ea trebuie aplicată mult mai târziu și deci nici nu o luăm în calcul acum pe noua legislație de pensii. Bun, va veni totuși un moment în care aceasta va fi o discuție, pentru că populația României totuși îmbătrânește și vom vedea dacă vom putea... Va fi o discuție peste mulți ani, când sperăm noi că vom avea un sistem sanitar foarte bine pus la punct, care să ne permită să ne tratăm în condiții foarte bune și să crească speranța de viață. Sunt foarte mulți dacă și foarte mulți ani până atunci. Am primit foarte multe întrebări de la telespectatori și din acest moment, doamnelor și domnilor, dacă vreți să puneți o întrebare legată de pensii, legată de salarii, legată de competențele Ministrului Muncii, puteți să intrați rapid pe Facebook să adresați întrebarea. Una dintre întrebările cele mai frecvente pe care le-am primit de la începutul emisiunii se referă la nivelul maxim al sporurilor care va fi în sănătate. Se va pune un plafon, se spună sporurile pot să fie maxim de atât? În întreaga lege, și vreau să vă spun că nu sunt modificări față de legea trecută, există un plafon de 30% sporuri, dar asta nu înseamnă că 30% vi se aplică și dumneavoastră și mie, să zicem, care suntem în aceeași familie ocupațională. Noastră puteți să aveți un spor de 65%, eu pot să am un spor de 12% sau de 30%, altul poate să aibă un spor de 5%, depinde foarte mult, e un lucru lăsat la latitudinea celor din Ministerul Sănătății ca să decidă regulamentul de sporuri, pentru că acestea sunt niște detalii foarte tehnice în care nu poate să intre Ministerul Muncii, ci numai Ministerul Sănătății. Au mai fost derogări făcute, e adevărat, de la această anvelopă de sporuri, dar mai sunt niște discuții care știu că se iau în calcul la ora actuală la Ministerul Sănătății. Vorbim de ordonatori de credite, vorbim de ordonatori principali de credite, vorbim de faptul că unele spitale nu vor avea o problemă cu sporurile pentru că sunt în subordinea consiliilor județene, de exemplu. Funcționarii în general nu prea au din ce să-și dea sporuri și automat sănătatea poate să fie cu
un plafon mai mare de sporuri. Important este că per total ordonator de credite ei trebuie să fie la 30%. Problema care rămâne de pus este ce se întâmplă la nivelul spitalelor gestionate direct de Ministerul Sănătății. Dar încă o dată sunt discuții în care nu vreau să intru, sunt foarte tehnice, nu le cunosc pentru că nu am participat.